În încercarea de a ajuta șomerii să își găsească un loc de muncă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj derulează în această perioadă o serie de cursuri de formare profesională, iar în perioada următoare se vor începe alte cursuri pe diferite specializări. Șomerii sau persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă care sunt înregistrate în baza de date a agenției se pot înscrie la aceste cursuri. La Târgu Jiu vor fi organizate cursuri de operator, lucrător în comerț, iar în Comuna Ionești se va organiza un curs de lucrător în creșterea animalelor. Avem preconizat să organizăm cursuri de operator, introducere, validare, prelucrare date, lucrători în comerț, lucrători în creșterea animalelor, un curs care deja a început la Ionești. Am zis să oferim posibilitatea cât mai multor șomeri cu domiciliu chiar în mediul rural să participe la programe de formare profesională. De asemenea, cursuri de brutar. Se vor organiza și cursuri de comunicare în limba engleză și limba germană. Asta deoarece Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj vrea să le ofere gorjenilor un loc de muncă. Cele mai multe oferte de muncă vin din străinătate. Aproximativ 1500 de joburi sunt disponibile peste hotare, condiția fiind aceea de a cunoaște măcar o limbă internațională. Le oferim șansa celor care doresc să plece să lucreze în străinătate, să participe la aceste cursuri de comunicare în limba engleză, comunicare în limba germană, fiindcă vedeți destul de bine, avem numai prin rețeaua EURES, avem la ora actuală 1388 de locuri de muncă vacante. Și una dintre condițiile impuse de către angajatori este cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională. Aceste cursuri sunt gratuite pentru toate persoanele care sunt înregistrate în baza Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, fie ei șomeri indemnizați sau neindemnizați. Se mai pot înscrie la cursuri, însă doar în limita locurilor disponibile și persoanele care nu sunt înregistrate în evidențele AJOFM. Aceștia vor putea urma cursurile de formare profesională, dar contra cost. Ei le pot achita însă în 4 rate până la finalizarea cursurilor de specialitate.